crezând în învățătura sa, crezând că acest proroc are cuvântul lui Dumnezeu, îl numește învățător, învățătorul bun. Și iată că Dumnezeu îi descoperă că adevăratul înțeles al cuvântului bun și adevărul pe care îl caută nu poate veni decât de la Dumnezeu însuși, de aceea și spune pentru ce mă numești bun, pentru că numai unul singur Dumnezeu este bun. Altfel spus, învățătura cea adevărată, căutarea ta, trebuie să o aștepți nu atât de la un om, fie el și foarte înțelept și bun învățător, sau iubitor al unei vieți ascetice sau al unei filozofii mai înalte, ci de la însuși Dumnezeu, dar continuă să-i răspundă tânărului la întrebarea sa și chiar numai prin aceasta tânărul, dar și apostolii trebuiau să înțeleagă că cel care le vorbea nu era doar un învățător înțelept, doar un filozof iscusit, un întemeitor al unei noi religii, ci era însuși Dumnezeu întrupat care vestea oamenilor adevărul neîmpuținat, adevărul desăvârșit. De aceea și poate să răspunde desăvârșit la întrebarea tânărului. Iată, tânărul avea o siguranță acestei lumi. Avea o statornicie, așa cum au toți care, cu ajutorul lui Dumnezeu, își au oarecare siguranță pe pământ din traiul de zi cu zi. Și vine la Mântuitorul cu această întrebare, ce să fac ca să am viață veșnică? Și Domnul îi spune, păzește poruncile, cuvânt pe care probabil și noi îl vom auzi la judecată, pentru că am auzit de poruncile Domnului, am auzit de Dumnezeu, dar cât într-adevăr vom putea răspunde, ca tânărul din Evanghelie, la auzul poruncilor, că toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Sigur, tânărul întreabă, care porunci? Pentru că deși știa de cele 10 porunci și vedem că le și păzise, totuși gândea că poate ceva mai mult decât acestea sau poate alte porunci sunt cele care lipsesc. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu și viața cea veșnică aduce o mângâiere și o putere sufletului, o încredințare că omul l-a întâlnit pe Dumnezeu. De aceea sfinții retrași de multe ori în locuri cu neputință de trăit pentru noi aveau o mângâiere și o încredințare în care deveneau de neclintit, încât însă duhurile cele necurate nu aveau putere asupra lor și se făceau purtători de puteri dumnezeiești, precum Sfânta Maria Egipteanca, care se ruga înălțată la cer, care se ruga în lumină dumnezeiască spre uimirea bătrânului Zosima, precum și Sfânta noastră Teodora de la Sigla, care a viețuit ani îndelungați într-o peșteră în care omenește este cu neputință de trăit și ea însăși a strălucit ca o făclie, încât călugării de la Feistria s-au minunat găsindu-o. Iată așadar că omul, într-un fel încă din naștere, are intuiția acestei căutări, acestui absolut pe care îl caută. Îl caută într-o iubire perfectă, la început gândind că în căsătorie va atinge acea căutare a lui. O caută de multe ori într-o plăcere pe care o are în a mânca, în a bea, în slava acestei lumi. Dar toate acestea, iată, sunt neputincioase a răspunde dorului său lăuntrei de absolut de Dumnezeu. Și tânărul avea această credințare, iar această întâlnire cu Dumnezeu, cu multă greutate și multă credincioșie, se împlinește, pentru că înși sfinților nu le este ușor a se statornici în rugăciune și în credincioșie de Dumnezeu. Iată, dar, că Domnul îi vestește poruncile pe care le știa, să nu ucizi, pentru că tot cel ce ucide din vrăjmășie, sau mame care sucit pruncii din necredință și din neînțelegere, tot aceștia seamănă în ei sămânța morții și cu neputințele este a mai auzi glasul lui Dumnezeu și a mai înțelege dacă nu se vor pocăi cu adevărat de gândul diavolesc pe care l-au primit. Pentru că iată ne vin mulțime de gânduri, unele sunt ale noastre, socoteli zilnicele pe care le facem, le facem cu gândul nostru, dar multe sunt înrăuriri ale duhurilor nevăzute. Îngerul cel bun sau duhul diavolesc,
Încetul cu încetul, omul care caută spre Dumnezeu începe să cunoască influența acestor duhuri și starea pe care gândul, energia diavolească sau dumnezeiască o îmbracă în sufletul lui, stare de neliniște sau de pocăință sau de mândrie luciferică sau altele asemenea. Și omul duhovnicesc începe să distingă între duhuri. Atunci când omul are părtășie cu duhul cel rău, când primește gând de ucidere sau de invidie sau de răutate sau de bârfă pentru aproapele sau de orice altfel de răutate, toată această lucrare în inima lui, chiar la nivel de vorbă pe care a spus-o, chiar la nivel de gând obsesiv pe care l-are, să se răzbune sau să se mânie, toate acestea îi pecetuiesc sufletul într-un anume fel. Și toate acestea își pun o pecete a morții, pe care numai întâlnirea vie cu Dumnezeu o pot slobozi. Iată, dar poruncă să nu ucizi, pentru că în toate acestea vei semăna în tine moartea, să nu curvești, să nu fii mărturie mincinoasă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Iată porunci pe care tânărul le știa, poate nu înțelegea cât de mult îl păveau aceste porunci de moarte duhovnicească, cât de mult îl păveau de a se fi înstrăinat cu totul de Dumnezeu. Dar iată că în el încă nu era acea mângâiere pe care o au cei ce împărtășesc căldura mânghietorului sfânt. Și știind aceasta, tânărul răspunde, toate acestea le-am păzit în tinerețele mele, ce mai lipsește? Și iată răspunsul Mântuitorului, de voie să fii desăvârșit, vinde tot ce ai și dă-le săracilor și apoi urmează mie. Răspuns neașteptat. Răspuns neașteptat atât de tânăr și cât și de toți ceilalți, pentru că asta era firescul lui. Nicăieri în Evanghelie nu aflăm că acele bogății erau dobândite din vreo oropsire a cuiva, din vreo nedreptate, precum Zaheu vameșul nedreptățise adunându-și averi. Nicăieri nu aflăm că tânărul s-a fi făcut părtaș la vreo nelegiuire. Dar iată faptul că întreaga lui siguranță, întreaga lui nădejde se găsea în acele bogății. Iată, acestea erau principalul frâu, principala piedică pentru care nu putea să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, nu putea să primească mânghierea lui Dumnezeu, pentru că mânghierea lui îi venea dintr-altă parte și acolo o căuta. Cuvântul spus tânărului, într-o anume măsură, ne este spus nouă tuturor, fie că avem bogății, fie că avem diplome, fie că avem cunoștințe care ne dau anume siguranță pe acest pământ. Cuvântul este ca oricine vrea să se lipească de zăvârșit de Dumnezeu, să lepe de toate bogățiile și cunoașterile sale și experiențele sale, nu neapărat în sens propriu, pentru că nu toți au chemarea să primească sărăcia de bunăvoie când au copii de crescut, când au familie de îngrijit sau când au părinți bătrâni pe care trebuie să îi îngrijească. Nu toți au această chemare, dar toți trebuie să înțeleagă, să-și pună nădejdea în Dumnezeu mai presus decât toate acestea. În Tatelic este un cuvânt copleșitor al unui sfânt părinte care și-a făcut o chinovie foarte mare, cu multe case, cu multe grajduri, cu multe chilii pentru frați, având sute de frați care veneau îndrăgindu-l pe bătrân pentru discernământul lui duhovnicesc și viața lui plină de adevăr. Și un anume monah simplu care ținea și prețuia pe bătrânul înduhovnicit, mărturisea celorlalți că era îngrijorat ca nu cumva sufletul aceluia se primejduiască de mulțimea de griji, nu cumva să-și lipească inima de mulțimea de frați și mulțimea de înlesniri pe care le avea deja în chinovia lui. Și transmite bătrânul Pahomie acelui monah, prin cel pe care îl trimisese, spune-i Ave Alonie, că mai mult este lipit el de andreaua cu care își împletește coșurile, decât m-am lipit eu de aceste bogății. Iată, dar,
că esențial este nu atât ce avem și cât avem, după cum Iov însuși îndestulat fiind de bogății, nu s-a primejduit în întâlnirea lui cu Domnul, nu și-a căutat odihna doar în aceste bogății, ci dis de dimineață se scula, să grăiască Domnului, să se roage pentru el însuși și pentru copiii săi. Și zilele toate și le petrecea veghind la cuvântul Domnului și la cum să slujească lui, aducând milostenie peste milostenie celor săraci și întru toate făcându-se ca un părinte lor, pentru că gândul Domnului veghea și se odihnea în inima lui. Iată că Iov nu s-a primejduit de multa bogăție, nici Avraam nu s-a primejduit de aceasta. Și tânărul cel bogat totuși primește cuvânt ca să lepede acestea, pentru că inima lui se învârtoșase, se legase de bogăție, se legase de experiențele lui. Așa cum altă dată Mântuitorul, fiind primit de cele două surori, Marta și Maria, rostește un cuvânt de mirare pentru cei din jur. Marta îl primește cu dragoste și din dragoste încearcă să-l primească după cuvința cu care primim noi un oaspete drag, punând mâncăruri alese, încercând să facă o leacă de ordine pe masă, încercând să îndestuleze pe toți cei ce erau împreună cu Domnul, și acesta era un lucru bun și un semn al dragostei. Maria însă, întâlnirea cu Mântuitorul, își uită de toate aceste griji omenești și firești și se așează la picioarele Mântuitorului, ascultând cuvintele lui, ascultându-le nu din comoditate, nu fiindcă nu înțelegea ce face sora, ci pentru că cuvântul Domnului avea o putere în inima ei și o mânghiere în inima ei și era mai presus pentru ea decât toată această agonisită omenească și firească. Și Marta, nedumerită, îl întreabă pe Mântuitorul: Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Și Domnul nu o ceartă pe Marta, pentru că înțelegea că din dragoste făcea cele ce le făcea. Marto, Marto, te stilești și spre multe te îngrijești. Dar un singur lucru trebuiește. Maria partea cea bună și-a luat, care nu se va lua de la ea. Altfel spus, atunci când grija ta și dragostea ta vor fi într-adevăr la Dumnezeu și vei înțelege cuvântul care ți se vestește și tu însă vei simți mângâierea precum a Martei, bucuria celor din jur va fi desăvârșită. Chiar dacă împreună, după împărtășirea acestui cuvânt, poate cu toți vom tăia un castravete sau vom trudi puțin la masa îmbelșugată pe care tu vrei să o pui. Iată, toate își au etapele lor și prioritățile lor. Și atunci Domnul ne învață prin Marta și prin Maria și prin tânărul bogat de acum. Măcar în momentele de zăbavă ale noastre pe care trebuie să ne le facem, să cugetăm la lăuntrul nostru cât de mult suntem lipiți de Dumnezeu și cât de mult ne deslipește de Dumnezeu grija omenească pe care o avem, sărmanele noastre siguranțe omenești pe care ni le punem în felul de a viețui, precum al lumii, nemai putând să primim cuvântul de multe ori paradoxal și personal pe care Dumnezeu ne-l vestește. Așadar, să înțelegem din pilda de astăzi, pe de o parte, că bogățirea ne pot fi povară și ne pot fi povară toate agonisitele noastre în care ne punem încredere și ne mândrim cu ele, uneori chiar și deprinderile ascetice care ne aduc îngânfare în sine, dar atunci când vom căuta precum tânărul viața cea veșnică, atunci când, asemenea Mariei, ne vom îndulci de cuvântul Domnului, citindu-l în Noul Testament, citindu-l în rugăciunile pe care ne le facem, citindu-l în dorurile inimilor noastre, atunci și în noi se va aprinde acest fior al vieții cele veșnice, care vine cu mângâiere și cu putere și cu singura temere de a pierde o asemenea dulceață, pentru că nici duhurile cele necurate nu au biruință asupra celui ce se lipește de Dumnezeu. Așadar, să urmăm cuvântul Mântuitorului, lepădând neputințele noastre, vino și urmează mie, să fim atenți în fiecare zi de a urma cu credincioșie Domnului
Și atunci cele cu neputință la noi și cele de neînțelegere ale noastre, de a le păda câteodată, poate și cele care ne dau anume siguranță și stabilitate, se vor face cu putință prin Harul Duhului Sfânt. Să cerem de la Dumnezeu luminare, cum să trăim vremelnicia acestei vieți, astfel încât să o urmăm într-adevăr de fiecare dată. Să vedem în fiecare întâlnire cu semenii noștri o surpriză pe care Dumnezeu ne-o pune, pentru ca să putem să ne bucurăm ajutând sau înțelegând sau măcar ascultând suferința aproapelui. Să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în viața noastră și în istorie și împreună cu El să lucrăm voia Lui, precum ne rugăm în rugăciune, facă-se voia Ta. Dumnezeu să ne ajute. Amen. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...